Te iubim, Doamne! Ești brozată, ești frumoasă. Unde stau? Unde? Aici. Între mine și Fereșanu. Bine ai revenit, pe meleaguri mioritice. Doamne, ești superbă! Dar băiatul din clip, Doamne! Mă place! Mie îmi place în mod special. Eu. Peste tot îi găsesc, am un noroc. Unde l-ai lăsat? În Bali, l-am lăsat. Unde l-am găsit? N-ai venit cu el? Da, să știi că vrea să vină. A, păi să vină. I-am spus de fetele, despre fetele din România, i-am spus multe. Da. Să-i spui de Angie. Bine, nu, părțile negative nu le-am spus. Nu e român, nu? Nu e român. Nu, e din Bali, e balinez. Ah, portughez. Stai, balinez nu prea. E portughez, e poliglot, vorbește vreo 7 limbi, are business-uri în Bali. Așa. Adică și om de afaceri, nu vă imaginați că e... Ia uite, Andy. Un poem care, așa, cântă și la chitară. Mai de mine. E și surfer. Adică, da, de ăștia, găsești oameni faini în Bali. Da. Mama Tita o să-ți spună. Îmi puteți cumpăra un bilet de avion. Nu, că vine el. Auzi, ai zis că sunt oameni mișto în Bali, dar ai și stat 5 luni, nu? Nu, am stat 5 luni, n-am avut noroc să rămân blocată 5 luni într-un asemenea loc cu oameni atât de faini. Să vezi ce prieteni faini am făcut români. Da, care o parte au rămas și ei blocați, o parte locuiau acolo. Am făcut și clipul ăsta cu ei, adică noi am făcut... Cu români ai făcut clipul? Da, adică... Români găsiți în Bali. Români găsiți în Bali, împrieteniți cu ei acolo. Nu mă așteptam la asta. Prieteni cu alți români care locuiesc în Bali de ceva timp și uite așa ne-am găsit, nu știu, e complicat. Bine reprezentați peste tot, noi în lume, vedeți? Da, foarte, da, Flora, să știi că am fost și eu în Bali și mi-a plăcut foarte tare. Eu n-am avut norocul tău să rămân blocat acolo, deși mi-ar fi plăcut. Este extraordinară conexiunea dintre ei și natură, nu? Dintre ei și tot, nu știu, ei au o altă energie. Habar n-am, o fi poziționarea geografică. O fi faptul că nu au decât vară și corect, ploaie, da. Dar tot vară. N-au alte chestii. Și faptul că săraci n-au altă opțiune. Sunt mai bogați, doamne, decât noi, credeți-mă. Da, sunt mai bogați, da. Da, sunt mai bogați decât noi, pentru că ei au bogăția, nu știu, la ei este din interior. Zâmbetul lor, din tot, nu. Dar eu sunt curios de un lucru. Cred că orice român care știe deja cât ai stat tu în Bali, te-am urmărit pe Instagram, am văzut în toată presa. Câți bani ai cheltuit acolo în cele 5 luni? Tu, dintre toți oamenii la care eu am fost până acum la emisiune, ai fost cel mai șmecher, jur. Da. Ai pus punctul pe ei. Tu m-ai întrebat direct, toată lumea cred că a vrut să mă întrebe, dar nu, ori a uitat, ori nu a avut curaj. Da. Zi, frate, câți bani? Tu nu mă cunoști așa, bine, și ai curaj. Zi. Câți bani? Băi, cred că... În jur de 50.000. Wow. Păi stai puțin, că e un pic... Wow. Da. Mamă. Wow. 5 luni? Da. 5 luni. Cu și vacanța de 2 săptămâni, da. Mai sunt? Mamă, știi care e faza? Eu vă spun foarte sincer. Eu sunt omul care nu se ducea în vacanță. Așa. Omul care muncea tot timp. Da. Adică la mine nu exista da, exact. Vacanță. Și mă uitam și eu la colege, mă uitam la Delia, care tot timpul pleca. Mă uitam la Liza, care, știi, punea poze de alea de peste tot în jurul lumii. Și eu eram, ce drăguț, doamne, nu mai trag tare acum, lunile astea sau anul ăsta, sau așa mă păcăleam singură. Și după aia plec și într-o vacanță. Ca să vezi cum funcționează universul. Deci... Băi, și mi-a dat frățioare 50.000 de? Euro. De euro, da. De euro. Cam așa. Euro. Cam euro. Așa. De lei. Dar m-a ajutat foarte tare toată călătoria asta cu Bali și să-mi dezvolt business-ul pe care l-am pus pe picioare, bine, din 2015. Dar vezi că e un business unde a trebuit să am răbdare. Cu cremele mele și cu vreau și eu una să știu. Te rog frumos să-mi dai. Iartă-mă că nu ți-am adus, dar nu mai am plasturi. Atenție, sold out. Mai am câteva creme. Oricare, sora mea, pentru că să te faci mai... Poți și poți băieții? Vreau și eu. Da, bineînțeles, da. Uite-o la matina și cum sunt plasturii pentru tine. Mam! Dumnezeu! Dar uite cât de bine. O să-i spui, Doamne, să-i dea Dumnezeu sănătatea lui Loraga. Doamne, ajută să-i dea sănătatea și știi că... Așa lumea acum. Zic de pe acum, nu vreau să pleci până nu te întreb de pupă mă doi, de vii mireasă. Păi n-ai cum să nu mă întreb de pupă mă doi. Da, pupă mă doi, o experiență senzațională. Am acceptat, înainte să plec în Bali, am acceptat rolul, dar nu eram foarte convinsă că îl voi putea face.
pentru că nu eram foarte ok emoțional înainte să plec din țară. Pentru asta am plecat, practic, să mă refac emoțional și psihic. Și... Vorbim de lungmetrajul. De lungmetrajul Pupomă 2, partea a doua de la Pupomă 1. De două ori te pupa, am înțeles. Și se numește Mireasa Nebună. Opa, nu vă imaginați că sunt eu Mireasa Nebună. Nu. Eu sunt doar coincidența. Bridezilla, un fel de Bridezilla. Nu sunt Bridezilla. Okay. Dar e foarte tare, mi-a plăcut foarte mult povestea, foarte mult scenariul. L-am cărat după mine, mi-am scos la imprimantă prin Bali să mă fi văzut arătam că la actriță. Stăteam cu toate foile alea, cu scenariul așa gros, stăteam și citeam și încercam eu să intru, să-mi cred persoană. Foarte interesant, m-a așteptat și Ionuț că el fiind actor, gen cu școală. Cu școală, da. Pregătesc. Da, eu acum nu știu ce o să fac oamenii ăștia cu mine, că le place de mine. Noi îți ținem pumnii, pentru că te prinde foarte bine. Și abia așteptăm să venim la Pupomă 2. La unde vrei? La cineva? La cineva! Și dacă îmi dai și cremuța și nu uiți de mine și plăturei. Da, pe 2 aprilie e preconizat, încercăm să ne păstrăm. Alin Punk este unul dintre producătorii filmului. Sandu, Băru Sandel, ca să fie mai așa. Cosmin Seleși. Am lucrat cu Busu. Wow. Am lucrat cu oameni extraordinari. Echipa este Andreea Samson. În echipă cred că ar trebui să o luați și pe Adina Buzatu, pentru că acolo ea e cu trendurile. Și dacă mulțumim, cu Lora. Trendurile. Irina Mohora s-a întâlnit cu ea. Lora, îți mulțumim din tot sufletul. Și eu mulțumesc, am râs, mersi. Irina Mohora ne-a...